Nice. Salutare, mă, băieți și fete sau cine sunteți pe canalul ăsta. Bine v-am găsit la un nou car vlog din A6. Știu că am lipsit de foarte mult timp și posibil să mai lipsesc o perioadă bună, pentru că în primul rând am bacul și în primul rând nu prea am posibilitatea de a mă plimba cu mașina, pentru că COVID, pentru că legi, restricții, etc. Tocmai ce am întârziat oarecum și trebuie să mă grăbesc, să zic așa. Bine, de fapt nu trebuie să mă grăbesc, niciodată nu trebuie să vă grăbiți, pentru că graba strică treaba și așa cum știți foarte bine și în viața reală, dacă te grăbești și nu ești atent la un singur pas pe care îl faci, îți poți pierde viața, să-i spun așa, sau cel puțin o parte din ea, pentru că poți rămâne cu traume. Dar nu este cazul la noi. Cam așa arată pe mine, nu m-ați mai văzut decât de la ultimul videoclip în care am făcut provocările alea. Sper că v-a plăcut și știu că într-un cadru de la final se vede șervețelul acela. Nu știu dacă ați urmărit, dar am și explicația la mine. Deci în timp ce încercam eu să filmez cu camera cealaltă, adică aceasta cu care filmez acum, nu se vedea imaginea, adică nu mă vedeam eu, și am zis oarecum să fixez camera puțin mai sus și l-am pus pe un șervețel, astfel încât să vină puțin înclinată, și a cam ieșit șervețelul în cadru. Mi-am uitat de el, adică am văzut după, nici nu mi-am dat seama să mă uit dacă se vede, deși m-am gândit puțin la chestia asta. Și în montare am zis să pun un emoji peste, să nu pară așa, dar mi-am cam uitat și de asta, pentru că mă grăbeam, a trebuit să mă duc să alerg și cum eram în... timpul nu mi-a fixat nimic, mâncau, așa am plecat. Cum eram în imposibilitate, mâncați-ai. Zi-mă, cum eram într-un timp, să-i spun așa, pe fugă, mi-am uitat să fac asta și am vrut să găsesc să-mi ocup timpul să-l și uploadez videoclipul în acea zi și a cam ieșit ce a ieșit. Sper să vă fi plăcut. Asta e singurul lucru și cam da. Asta a fost toată faza. Altă ordine de idei era să intru în ăsta, mâncate-i. În altă ordine de idei, sunt foarte ocupat cu bacul. Cel puțin ziua asta în care filmez e o zi relaxantă pentru mine. Pentru că azi nu am făcut decât câteva ore și decât câteva ore online, mâncava și gura voastră la matematică și informatică. Și în rest n-am făcut absolut nimic, n-am lucrat la matematică, n-am lucrat la fizică, pentru că nu știu cum să vă zic, mâncava și n-am avut timp. Adică am stat la videoclipul ăla cu provocări să le editez, după să-l randez, după să... n-am avut timp. Am pierdut cred că 3-4 ore la orele online, matematică și informatică, pe care puteam să le pierd scriind la fizică și mate, adică teste din tralea. Da, nu știu, cred că la următoarele ore o să fiu doar prezent online, ca și cum ar fi prezență fizică la oră, și o să fiu prezent mai mult pe partea aia de lucru cu adevărat util pentru mine. Da. În momentul am un consum de 4.0. Văd că mi s-a mărit consumul la mașinuță de când n-am mai plimbat-o eu, pentru că noi am mai descontat pistoanele și s-au obișnuit așa să stea mai mult, să muncească bătrânește, cum s-ar spune. Dar nu e problemă, o să-și revine ele la un moment dat. De câte am observat,
Eu urmăresc aproape zilnic, în ultimele 2-3 zile. În ultimele zile cum ne zic, mă, cazurile live de coronavirus. Și bă, sper să nu sune telefonul fix acum. Și am observat că încep să scadă ușor, o să dau drumul puțin la clip, ușor mâncate, și că da, pe mai cu baie, nu vreau să răcesc. Încep să scadă din ce în ce mai mult, ceea ce pare a fi un lucru bun. Și la fel m-am uitat la graficul mortalității și începe să ia acea formă de care ziceau ei că vin așa și începe să scadă din ce în ce mai mult. Acum, să vedem cum stau lucrurile. Parcă a început să remedieze toată problema asta. Nici nu mai așa difuzată, să-i spun așa, mediatizată. Nu cred că mai e cum era înainte, pentru că toată lumea se panica. Dar au început să-și revină oamenii puțin la normal și să realizeze și că acest virus nu este decât o răceală puțin mai gravă pentru persoanele care sunt deja bolnave. Acum, bă, nu știu cât de periculos e, dar cel puțin mie nu mi s-a părut periculos de la început, pentru că, deși era un virus nou, eu am zis că nu e rău. Bine, de mă uitam de mult cum sunt chestiile, cum, cu ce se mănâncă virusul, prin ce se manifestă și așa mai departe. Da. N-a vrut lumea să mă creadă. De fapt, unii n-au vrut să mă creadă. Măi, în schimb, părinții mei, ceva timp am... De ceva timp mi-am dat seama că am avut dreptate, pentru că discuta cineva cu altcineva și auzeam că într-adevăr e o chestie la mijloc, ceea ce e adevărat, dar nu e așa rău cum pare sau cum se speculează. Mamă, de când am mai făcut o depășire, mâncate. Și nu înțeleg pe ăștia care umblă, mă, mâncate și cu masca în mașină. De ce să umble cu masca în mașină? Pentru că e doar aerul tău închis, gen, pe care îl respiri, știi? Bine, probabil că conduci mașina altuia, da. Dar așa nu are nicio treabă. Fuck me. Alo, săruna, mămico! Acum intru în anul. Bine, săruna. Și sper să-mi înregistreze nebunia asta de cameră, pentru că... ultima oară când am încercat să înregistrez cu ea, mi-a făcut figuri. De data asta n-am mai conectat-o la telefon ca să văd cum se vede. Sper că se vede bine, pentru că, cum v-am spus, eram în... grabă, trebuia să plec cât mai repede, pentru că mă așteaptă mama să mă duc să o iau de la muncă. Și deja întârziasem, pentru că tocmai ce am venit de la alergat și m-am băgat și eu să fac o baie pe aici, pe acolo, repede înainte. În, cred că 6-7 minute am terminat. Stați puțin că mă mănâncă piciorul. Bă, e super... timpul în ultima vreme e super bun. Și sper să o țin așa mult și bine, pentru că mie îmi place vara. Îmi place când e soare, îmi place când e timpul frumos, pentru că îți dă un alt fel de vibe. Vreau să spun că îți dă o alt fel de stare. Dacă m-am început un alt fel, a trebuit să improvizez și să o dau pe engleză. Nu prea le am eu cu engleza așa, dar o mai bun ghesc și eu pe aici pe acolo. Asta se ridică, asta să vadă mai bine. Iată-l pe moșu. Da, mă, băieți, vreau să iau și... vreau să dau și de permis pentru motocicletă. Deci peste câțiva ani buni, dacă dă Domnul să mă țin de toată chestia asta, o să vedeți și
Era să zic bike vloguri. Bike vloguri. O să vedeți și motor vloguri, bike vloguri, cum să numesc ele după motocicletă. Ah, ce terminat. Sunt. Bine, nu știu cum se numesc exact, dar am și încurcat puțin. Și am urmărit un videoclip, văzusem pe un băiat, VR Motors, parcă se numește. Avea vreo 8000 de abonați și a făcut un accident la vreo 5 km pe oră, tocmai ce ieșise după o șină cale, de șină de metrou. De metrou, doamne, de tramvai. Și mâncați și a căzut motorul pe picior și n-a avut protecție fix la fix gheata, cum ar veni. Și s-a făcut operație și în loc să o ia spre bine, a luat-o spre rău. Iau-te-l pe ăla mâncat și nu cred că vedeți pe camera, dar a ieșit fix când s-a băgat la altă îndepășire. Așa să fac accidentele. Da, mă, și s-a lăsat de motor, de ciclism, cum s-ar spune, motociclism. Și a ajuns rău băiatul, ceea ce îmi pare rău, pentru că, na, odată ce ai o pasiune, e greu să te lași de ea. Și mai ales dacă trebuie să te lași din așa condiții urâte. Sper că sunteți sănătoși, bine, n-ați puțin nimic cu coronavirusul ăsta. Și că sunteți așa de sănătoși cum v-am lăsat ultima oară. Am zis că pun un videoclip cu seriale, cu niște seriale, dar n-am mai pus deloc, pentru că tot la fel era un videoclip de umplutură și sincer nici n-am avut chef, nici timp și ziceam să-l filmez dimineața înainte să mă apuc să scriu sau să învăț, dar mi se ia cheful instant. Băi, cam ajuns și eu în Alexandria, cam asta a fost car vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe și... Ui... Nebuno! Stai cu minte! Un like, un share, un subscribe și ne vedem la următorul video, care nu știu când o să apară, nu știu despre ce o să fie, dar sper să ne găsim tot la fel bine, sănătoși și cu un vibe bun. V-am pupat și... numai bine!